Bună seara, dragii mei! Cei cu soare, lună, venus, ascendent, odonor, năpeștișor. Am schimbat un pic ordinea pentru că au fost cereri și când sunt cereri, schimb ordinea. Sunt aici să vă fac o mică prezentare, să vă transmit scurte mesaje despre voi în cuplu, voi singurei și voi în relație cu alte zodii. În timp ce am amestecat cărțile, a sărit, ce? A sărit luna, 7 de spade, 4 de spade. Unii dintre voi aveți de-a face cu o situație emoțională foarte confuză și foarte toxică. Eventual cu cineva care are marcaj, nu zic musai semn de aer, dar marcaj clar în semn de aer, sau poate că amândoi, că așa se întâmplă când apare o atracție sau o situație, poate să fie și repulsie. În fine, există niște aspecte care ne obligă să învățăm niște lecții. O situație secretă, să zicem, o situație confuză, extrem de emoțională, prin care a trebuit să treceți pentru că există o lecție, casa a patra a vieților anterioare, ați mai trăit ceva împreună cu acest personaj. Acum, se vede sinastri dacă ați mai trăit, dacă nu urmează să mai trăiți, încercați să vă reparați lecția de acum ca să fie mai ușor data viitoare, eventual. Însă, cineva a fugit de emoții. Acest fugăcios runner, mincinos, cum vreți voi să-i spuneți, și strateg, varianta bună, dar strategia acestui om a fost să fugă de emoții pentru că nu este obișnuită cu emoțiile. Eu simt că este o altă persoană în viața multor peștișori, nu zic musai că zodie de aer, poate să fie cineva cu alt marcaj în peștera scorpion, poate să fie orice altă zodie, nu contează zodia, contează cum se manifestă personajul în anumite situații. În primul rând, a avut secrete față de voi, nu a înțeles ce se întâmplă la nivel emoțional între voi doi, a preferat să fugă, poate că uneori a preferat să și vină în patul vostru, în casa voastră, din când în când și să fugă înapoi, eu știu unde. Ideea este că în această perioadă, să zicem că a apărut acum această carte, acest personaj încearcă să se vindece, să se echilibreze mental. Bine ar fi, pentru că atitudinea asta este clar o atitudine derutantă pentru persoana în sine care practică așa ceva. Nu mai zic că și pentru cei care rămân cu un semn de întrebare, dar de ce a plecat? Dar de ce? Fără să zică nimic, fără să vorbească. Patru de spade reprezintă un moment de meditație. Bine ar fi să mediteze la ce a făcut, bine ar fi să mediteze la rana pe care a produs-o. Sunt 3 de spade, da? Bine ar fi să mediteze și să înțeleagă adevărul. Deocamdată bine ar fi să se conecteze la spiritualitate, nu să fugă nici de lună, nici de spiritualitate. Bine ar fi. Bine ar fi. Dar rămâne de văzut. La capătul setului de cărți, ce apare? 9 de monede. Probabil că unii dintre voi, frumoși, au teregele de cupe, semn de apă, independenți, cu rezultate frumoase și profesionale, cu o profunzime emoțională pe care o puțin o înțeleg, cu pasiune, însă pasiunea aceasta poate să fie între voi și știu, mulți care aveți de-a face cu semnul balanței, cu un semn de aer, știu. Această pasiune aduce conflicte pentru un personaj care nu este obișnuit să-și acceseze sufletul, da. Nu este obișnuit să-și acceseze sufletul. Însă dacă voi învățați să vă detașați și să vă vindecați de această energie și să înțelegeți lecția celor care fug de emoție, fug de discuții, fug de confruntări, puteți avea parte de creștere. Nu este un simbol, un număr spiritual și înseamnă pentru mine creștere. Puteți avea parte de creștere, de abundență, sunteți binecuvântați într-o formă sau alta și pasiunea aceasta conflictuală pe care unii o simt pentru voi rămâne de discutat. Cineva cu marcaj în semnul balanței ori este într-o altă legătură, ori gândește că pasiunea pe care o are față de voi, de-aia apar și conflictele, este din cauza că voi sunteți predestinați. Însă,
Degeaba gândești așa, acționează unii, nu tot, nu toate balanțele, da, puteți să aveți ascendent în alte zodii, deși să fiți mai proactiv, dar unele știu bine pentru că știu cu cine am mai vorbit prin comentarii și pe Facebook, da? Dar nu acționează pentru că nu poate să ia o decizie. Absolut nu poate, nu poate, stă în lacrimi, preferă să stea cu prietenii. Nu se poate încă mobiliza într-o direcție creativă. Într-o direcție creativă. Încă stă și studiază și se gândește cât o gândi treaba lor. Un mesaj pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Împăratul, cineva se controlează. Slavă Domnului, poate aveți parte de un om matur după această experiență, frumos ar fi, deși împăratul poate să vorbească despre un bărbat, în mod special, sau cineva care încearcă să-și controleze felul în care se prezintă în fața celorlalți. Ar putea să fie cel care fuge de emoții, chiar împăratul, dar variază. Ia uite, îndrăgostiții s-au oprit la îndrăgostiții și această pasiune. Pentru unii știu clar că este o pasiune pentru un semn, pentru cineva cu marcaj în semnul gemenilor, există această pasiune. Și apare și un conflict pentru că unul dintre voi fuge, da? Iar au apărut cărțile. Hai să le mai amestec o dată. Da? În fine. Bine, nu vreau să citesc doar pentru cei care au de-a face cu gemeni, dar așa a venit mesajul, nu? Sau cu balanță, sau cu eu știu ce altă zodie. Trebuie să aveți putere, că am văzut puterea. Ok, peștișorii noștri. În cuplu, peștișori, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în peștișori, octombrie, noiembrie, cât o fi. Oh, 6 de băte, asul de monede, super! Împărăteasa, super, super, în cuplu. Aveți succes într-un proiect, vreți să investiți eventual și aveți creștere, aveți parte de abundență, frumoase cărți, dar o să le și clarificăm. Probabil că pentru unii, dacă sunteți în preajma cuiva cu planete în semnul berbecului al leului sau al săgetătorului sau în semne de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, puteți să vă bucurați de victoria unui proiect împreună și să creșteți. Fiind vorba de cuplu, probabil că soțul vine cu un cadou către doamnă, un cadou, da, valoros, frumos, un inel, un medalion, interesant, că tot e Venus, da? Pentru că doamna merită. Doamna merită că este mama copiilor și înțelegătoare și înțelegătoare pentru cei în cuplu. Dar haideți să vedem. Ia, la capătul setului de cărți. Cineva trebuie să facă o călătorie, să vină cu o veste bună. O veste bună care vă va face foarte, foarte bucuroși. Foarte bucuroși. 10 de cupe. Hai să vedem. Clarificăm 6 de băte. Am zis că sunt mesaje scurte. Vedeți și voi cu ce relaționați, rezonați. În fine. 6 de băte. Clarificăm 6 de băte. Uite, cavalerul de bâte. Vorbim totuși de cuplu. Dacă nu era cuplu, aș fi zis că vine cineva să vă pețească, dar e totuși un cuplu. Asul de monede. Ok. Asul. Cineva vrea să și discute. Împărăteasa. Împărăteasa. Ok, oh, ce frumos, oh, că au venit cam trei, dar le las, ok, împărăteasa a fost clarificată de trei cărți, interesant, în cuplu, posibil, așa simt, unul dintre voi, unul dintre voi, cel cu marcaj puternic pe semne de foc, are o atitudine mai aventuroasă. Și 6 de băte și cavalerul de băte
Sunt oameni care atrag atenția, care sunt șarmanți, spectaculoși, se duc să-și exploreze. Niște interese fizice în stânga și în dreapta, sau cel puțin le place să flirteze. Chiar dacă nu fac nimic, oricum, le place să iasă în evidență. Însă trebuie să discutați despre lucrul ăsta. Domnule, cât mai continui în stilul ăsta? Putem să începem ceva nou, o nouă etapă în cuplul nostru, în care să creștem, da? Să avem parte de abundență. Cu răbdare, da? Suntem la început. Haideți să discutăm, discuție, valetul de spade, cum putem manifesta o relație stabilă. Că am înțeles, vrei să atragi atenția și eu pot să atrag atenția și tu poți să atragi atenția, amândoi suntem frumoși. Mai mult eu, știi, e o glumă. Însă, trebuie să discutați. Atitudinea aceasta aventuroasă nu poate să mai țină mult în condițiile în care sunteți într-un cuplu. Trebuie să discutați deschis. Eventual, unul dintre voi află că celălalt încă mai are niște escapade, eventual. Eventual. Asta în cazul în care pentru unii dintre voi valetul de spade reprezintă o persoană care spionează. Unul dintre voi a spionat și depistează că celălalt e... încă mai are niște discuții, măcar, cu unii și cu alții. Împărăteasa a fost clarificată de treiul de monede, faetonul și regina de cupe. Așa simt. Trebuie să discutați. Trei înseamnă și discuții, dar trebuie să discutați. Dom'le, cum putem să punem în practică acest cuplu, să devină, să, cum putem construi acest cuplu, să devină puternic, da? Să avem, ne bucurăm de abundență, că asta înseamnă împărăteasa. Să ne bucurăm de abundență. Cum? Pentru că dacă tu nu construiești, dacă tu te ții de discuții imature, de ieșiri imature, de o atitudine poate prea sexy și mai puțin asumată, eu, care o fi acela, o să-mi iau lucrurile, mă detașez și mă concentrez pe regina de cupe. Ce înseamnă regina de cupe în acest moment? Simt că înseamnă dragoste față de sine, vindecare și atenție, mai ales doamnele, vor să se concentreze pe creșterea lor personală, financiară, spirituală, echilibrul lor emoțional. Vorbim de un cuplu. La capătul setului de cărți, magicianul, da, magicianul. Și marea preoteasă, o pereche interesantă, da? Unul are tendința să fie mai manipulator. Din cauza aceasta, celălalt se simte oarecum blocat, pentru că nu există creștere. Din 8 trebuie să se meargă într-o, din această cușcă mentală, trebuie să se meargă înspre intuiție. Da? Cușca aceasta trebuie transformată într-un templu, da? Nu într-o cușcă. Într-o închisoare mentală. Deci, sunteți foarte diferiți. Mult potențial împreună, însă unul trebuie să renunțe, să-și schimbe mentalitatea, da? Ca să puteți manifesta această dragoste. Dacă nu, există alți oameni în preajmă care vor să vă ofere ceva. Pentru unii dintre voi există un semn de foc cu care ați riscat ceva. Și apare o dezamăgire. Semn de foc, semn de aer, iar există și varianta asta. Haideți să vedem. Mesaje scurte au fost. Da, este nevoie să discutați deschis despre această construcție. Dom'le, împlinim un destin împreună, ne facem un destin împreună sau o ținem pe aventuri și cuceriri în stânga și în dreapta? Amândoi, da? Îi vedeți, da? Pentru că împărăteasa, cine este aici, este o persoană de o extremă valoare și maturitate. Și atunci chiar și acest as de monede este puțin pentru împărăteasa. Ar trebui vreo 10 monede, da? Sau măcar un rege de monede să îi se ofere. Dar să zicem că ar face acest compromis dacă ar fi dorința de creștere.
pentru unii dintre voi. Așa simt acum mesajul. Hai să mai vedem. Peștișori singuri. Peștișori singuri. Peștișori singuri, octombrie. Și noiembrie. Peștișori singuri, octombrie, noiembrie 2020. Să vedem. Oh, 3 de... nu, monede. Tot timpul zic aiuri. Băte. 4 de spade iar a revenit. Oh! 7 de spade. Pff, fantastic, nu suport. Am ajuns să am și eu preferințe în cărți. Asta este cea mai puțin preferată de mine. La capătul setului de cărți, Luna, secrete, o situație confuză și totuși profund emoțională. Secrete și nevoia de a vă transforma. Ia uite, secrete și Luna și Marea Preoteasă și cineva care vă spionează în secret. Ia uite, multă pasiune, dar nu arată nimic. Se controlează acest personaj, are multă pasiune, da? Regele de foc. Și totuși, nu zic musai că este personaj în semn de foc, are multă pasiune. Și speranță, și speranță că vă va cuceri eventual sau recuceri. Însă, personajul acesta nu arată nimic, nu arată, se controlează, vă spionează, încearcă să vă afle secretele, dar voi, dragii mei, că sunteți intuitivi, voi știți, intuiți, poate și visați. Aveți și Luna și Marea Preoteasă și visați. E o situație care a murit, stă să moară, își dă ultima suflare. Această situație e la limită. Cărțile care au venit. 3 de băte, 4 de spade și 7 de spade. Central, în primul rând, voi trebuie să vă vindecați de acest personaj care v-a mințit, care a fugit de voi, care fuge de adevăr. Și voi trebuie să vă regăsiți spiritualitatea, să vă regăsiți adevărul, înțelepciunea, curajul, că asul de spade înseamnă și curaj de a vă exprima în general, deși știu că peștișorii exprimă. Dar în această poveste ceva nu a mers, nu s-a putut comunica, de-aia a apărut 3 de spade, da? 3 de spade. Pentru unii e foarte posibil să fi fost puși într-un trio, că ați vrut, că n-ați vrut, foarte posibil, dar nu obligatoriu. Ideea este că voi încă sperați și e bine cu acest 3 de băte, încă sperați, vedeți în zare oportunități și este minunat. Însă, ca să vină spre voi, trebuie să vă vindecați de acest mincinos. Da, eventual, poate și voi v-ați minti că ar putea să iasă bine. Că așa se întâmplă când sunt confuzii emoționale. Hai să și clarificăm. Clarificăm. 3 de băte. 3 de băte. Uf, da. 4 de spade. Clarificăm 4 de spade. Clarificăm 4 de spade. Turnul. A fost o separare între voi de care încă trebuie să vă vindecați. Clarificăm 7 de spade. 7 de spade. De bute. Fantastic. Pentru unii dintre voi, foarte posibil că știți foarte bine că e ca cartea flăcărilor gemene. Probabil că aveți de-a face cu flacăra voastră geamănă care a fost trezită brusc la o altă realitate. Poate și voi. Unul dintre voi a fugit. Unul dintre voi a fugit. Apare transformarea și moartea și turnul, da? Clar, dar vă transformați amândoi. Acum fiecare într-o direcție anume. Asul de cupe. Am zis, un potențial de dragoste, dar care v-a adus multe dureri de cap. Pentru că voi meritați cu totul altceva. Știu că vor fi comentarii, dar vorbesc despre un personaj acum care merita. Un personaj valoros, frumos, stabil, care a trecut prin toate stadiile, dar este împărăteasă. Nu este doar o regină, e împărăteasă. Este energia feminină divină. E? Și atunci trebuie să mergeți, dragii mei, care ați stat obsedant de mult, prea mult, poate chiar 8 luni de zile în această energie.
Sper încă vă veți vindeca, că se va manifesta acest as de cupe, nu. În primul rând, vindecați-vă pe voi, că am vorbit de vindecare. Eliberați-vă de această închisoare mentală. Cineva v-a manipulat, clar, s-a jucat mental cu voi și pentru că meritați cu totul altceva, mergeți către creșterea voastră spirituală. Ăsta este destinul vostru deocamdată, creștere spirituală. Eventual personaj sau personaje care sunt la nivelul vostru spiritual cât de cât, la maturitatea la care ați ajuns unii dintre voi, selectați cu grijă și vedeți lucrurile acum dintr-o altă perspectivă. Da, ați stagnat, să zicem, dar a fost cu un scop, ca să creșteți emoțional, să învățați să vă echilibrați mental și emoțional și după această lecție să vă regăsiți creativitatea și să știți pe viitor în ce să investiți, ce să alegeți. Trei de băte. Trei de băte și moartea. Această situație, dacă a fost un triunghi, va trebui, am zis, este gata, este terminat acest triunghi amoros. Dacă a fost o relație la distanță, trebuie să se transforme. La distanță nu o să meargă. Trebuie să vă apropiați și să intrați în transformare. Asta înseamnă să relaționați, să treceți prin multe, da? Dar sigur v-ați separat și a trebuit să vă vindecați. Și moartea și turnul vorbesc de separare. Vindecați-vă de această separare și vedeți lumina. Blessing in disguise, cum se zice în engleză, da? Binecuvântare în situația aceasta neplăcută. Este o binecuvântare. Faptul că ați fost respinși, că cineva a plecat de lângă voi, este o binecuvântare. Dacă ar fi stat, ar fi fost și mai rău. Posibil, personajul acesta care fuge are o altă relație, că asta înseamnă relații. Posibil, în momentul în care puneți capăt acestei povești, puteți să manifestați o altfel de relație. Peștișori singurei și singurele. Vă semn de aer în mod special, semn de foc, Scorpion, Uranus. Mai dăm o carte pentru acest mincinos. Mai dăm o carte pentru acest mincinos, șapte de spade, clarificăm șapte de spade, mai dăm o carte. Ok, las pe aia. Da, cineva vrea să vină să se împace cu voi, că știe, s-a trezit la realitate, în această tăcere s-a trezit la realitate și știe că sunteți, că își dorește o casă cu voi, că sunteți flăcări gemene eventual. Însă, se dorește o împăcare. Sau măcar o discuție care ar putea să vindece niște răni. Asta e trezirea cuiva. Posibil a acestui semn. Posibil a acestui semn care a fugit să fie trezirea lor după ce au stat în tăcere și au meditat. Și au tot sperat. Însă, au apărut la voi și atunci. Valetul de cupe. Da, nevoia de a discuta despre ceea ce simțiți. Ca să puteți echilibra, aveți 2 de 4, să puteți echilibra situația. Chiar dacă nu e musai că veți fi împreună, dar cu aceste două cărți acum, în această perioadă, dar măcar să discutați. Repet, poate să fie dorința cuiva până la manifestare cale lungă. Ia uite, la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Foarte posibil, Marea Preoteasă își dorește, Marea Preoteasă, Peștrac, Scorpion. Unul dintre voi
Unul dintre voi. Bănuiesc că cel care a fugit, cel care fuge, are o altă familie. Are o altă familie. Și asta e. A trebuit să jongleze. Între familie, într-o soție, da? Și această situație în care v-a pus pe voi în frig în ceață. Situație care trebuie vindecată prin credință. Unii dintre voi chiar nu meritați, chiar sunteți la altă vibrație. Marea preoteasă și steaua pentru unii dintre voi. Însă, dacă vă vindecați, dragii mei, veți avea parte de o nouă pasiune. Și vă veți echilibra viața. Da. Cu răbdare. Știu că e un cuvânt care uneori ne exasperează, că zicem, aștept de ani de zile, da, așteptăm, dar vindecarea aceasta a traumelor din familie, din copilăria, karmelor familiare. Știți ce grea este vindecarea asta? Pentru cei care o practică, care au investit în acest proces de vindecare. Știți ce greu, ce mult durează? Alții nici măcar n-au început acest proces de vindecare. Ok, peștișor cu ber... Oh. Peștișor cu berbec. O dată, de două ori, de trei ori. Ha, nu mai bute. Trebuie să luați o decizie. Ce faceți? Posibil unul dintre voi să aibă o altă relație sau un job sau o situație în care are multe responsabilități, se consumă. Bine, e un consum pe care și-l asumă, da? E un consum responsabil. Nu e un consum care nu poate fi controlat. Nu e un vampirism energetic. În acest moment simt că persoana respectivă își asumă aceste responsabilități cu obediență. Deci unul dintre voi trebuie să lase în urmă acest 10 de bâte și să aleagă să meargă mai departe, să scape măcar de 2, de la 10 la 8, ca să poată să se deplaseze. Ca să puteți manifesta altceva, ceva nou, ceva care vă duce, vă ridică în primul rând, da? Săgețile țintesc în sus, vă ridică, puteți să creați o nouă lume împreună, puteți, dacă vreți. La capătul setului de cărți este 6 de spade. Nevoia de a călători a doua oară apare, nevoia de a călători, eventual de a, ia uite, de a călători la distanță. Cineva trebuie, probabil că sunteți la distanță, unii dintre voi, chiar peste hotare, da? Și cineva trebuie să vină cu mașina, cu ce-o veni, faetonul, lumea, ca să stabilizeze situația. Ca să manifestați o relație stabilă. Așa văd acum cărțile. Am zis că sunt foarte scurte mesajele. Încercați și găsiți-le locul în viața voastră. Peștișor cu cera, cu tauri, peștișor cu tauri. Odată, de două ori, de trei ori. Ah, de trei ori. Ia uite, iar doi. Probabil că Taurul are planete în berbec. Trebuie să decidă. Acum nu se vorbește. Iar două cărți care arată decizii și încă una care mi-arată trei persoane. Pentru unii poate să fie, pentru alții poate să nu fie triunghi amoros. Dar pentru unii clar este. Da? E o situație incorrectă, nedreaptă, la care cineva trebuie să mediteze, să aleagă. Și nu doar să aleagă mental, dar să facă și primii pași de manifestare, de la 2 la 3. Da. Să comunice, să meargă, da. Către decizia luată. Însă, în această perioadă, probabil semnul taurului, că asta înseamnă pentru mine semnul taurului, printre altele, trebuie să se echilibreze, să zicem, financiar, în varianta cea mai frumoasă și cea mai simplă, asta în cazul în care nu mai are pe altcineva. Față de care se simte obligat. Se simte obligat să investească financiar, să facă niște gesturi. Dar nu e o situație corectă aici.
Îndrăgostiți, îndrăgostiți. Dar iar apare a treia carte care vorbește despre decizii în condițiile în care Taurus, să zicem, împărăteasa care e reprezentanta a lui Venus, da, e blocat într-o situație, s-a blocat mental și stă și așteaptă, așteaptă. Regina de cupe poate să aștepte. Posibil, regina de cupe așteaptă să crească și să se bucure de această dragoste, dar... Nu știu cât aveți de așteptat. Că dacă nu vă cunoașteți sinastria și nu vă faceți cât de cât niște studii să vă înțelegeți ce vă place vouă, ce îi place celuilalt, cum vă potriviți cât de cât și nu vorbesc despre trigoane, nu musai că vai că peștii doar cu semnele de apă sau de pământ, nu obligatoriu. Nu sunt chiar atât de strictă în gândire, însă chiar trebuie să vezi pe unde ai Venus, unde ți-e casa a șaptă și toate celelalte. Că poți să fii pește și să nu te înțelegi cum tău, știi? Ok, peștișor cu gemeni. Eremitul. O dată. Ok, asta vrei? Vrei? De trei ori. Nu prea discutați. Gemenii apar aici, nu? Gemenii sunt mai sobri, cel puțin în această perioadă. Unul dintre voi vrea să construiască, încearcă să aibă răbdare. Probabil cel care are, chiar dacă sunt despeștișori, nu contează, sau gemeni, unul dintre voi chiar ar vrea să meargă, să construiască cu răbdare această relație. Însă, trebuie să înțelegeți lecția spirituală. Trebuie să vedeți în întuneric. Și trebuie să vă echilibrați mental, să vă găsiți adevărul în această situație. Regele de spade simt că nu prea vorbește cu eremitul și cu regele de spade. Posibil pentru unii să aveți pe cineva între voi doi, cineva cu marcaj în semnul fecioare. Posibil, nu obligatoriu. Însă, acest eremit încă nu și-a învățat lecția. Dacă există tăcere, tăcerea este pentru că cineva trebuie să găsească adevărul, lumina. Da, lumina și adevărul. Până atunci trebuie să aveți răbdare, eventual. Cavalerul de monede, dacă vrea să manifeste ceva, trebuie să se... înmagazineze cu multă răbdare. Se dorește o comunicare practică. Poate cineva să vă invită? Poate. În oraș rămâne de văzut. Se dorește, ia uite, o ofertă. Dar. De stabilitate. Dar celălalt mă cam îndoiesc că o să o primească cu sufletul deschis. Cu doi de spate și opt de cupe și magicianul. Nu prea. Și, ia uite, cavalerul de bâte, cine vrea să facă o ofertă, să o facă cu grijă. Da, cineva vrea o relație stabilă, însă celălalt încă nu s-a decis, încă nu vede întuneric, da? Iar e întuneric și aici, și aici, ia uite, și aici, da? Și magicianul. Sau, uneori, poate să fie și o persoană care manipulează, sau dacă nu manipulează, pur și simplu, manifestă ce vrea. Ce vrea el. Hai să mai vedem. Peștișor cu rac, da? Peștișor cu rac. O dată. De două ori. De trei ori. Ok. Ok. Oh, turnul. Ești ușor curat. Mai. Peștișor curac, 9 de monede, de bâte, 7 de bâte și turnul. Și chiar m-au picat și cărțile, acum cu turnul mi-au picat cărțile și nu pot să citesc de la capătul setului de cărți. Deci se strică ceva, o situație, unul tot a încercat să lupte. Dar degeaba luptă că celălalt, în timp ce unul dintre voi se blochează accesul, își blochează inima, probabil că are și multe probleme, probabil că sunt și niște restricții cu care a trebuit să vă luptați și totul se duce, cel puțin această perioadă, trebuie să se transforme, neapărat se duce de râpă. Se duce de râpă o construcție. Și în primul rând să nu uităm de construcția colectivă. Peștișor curac.
Sunteți defensivi pentru că ați fost răniți. Și aș vrea să clarific, totuși, turnul. Nu, 9 de bâte, clarificăm 9 de bâte. 9 de bâte. Unul dintre voi a încercat să fie amabil. A încercat să se bucure de situație, dar celălalt a avut o relație sau un job sau niște situații, da, niște responsabilități. Și din cauza asta nu și-a deschis sufletul. A blocat oarecum creșterea, bucuria. Și din cauza asta unul dintre voi devine defensiv. Da, unul dintre voi a fost căsătorit. Așa simt. Peștișor curac. Ia. Clarificăm și tur. Iată. Da, trebuie să ieșiți dintr-o situație în care v-ați simțit trădați. Probabil personajul acesta care se blochează și a fost rănit. Unul dintre voi care o fi fost acolo. Da? Poate și dintr-o stare de boală, da? În fine, deocamdată atât, că am zis că sunt scurte mesaje. Scurte mesaje, vedeți pe unde le integrați. Asta pentru că m-ați tot întrebat, dar cu tare zodie, cu tare zodie. A zis așa, aproximativ, să vedem ce mesaje vin. Ce avem? Peștișori cu leu. Peștișori, odată, cu leu. De două ori. De trei ori. Ia uite. 10 de bute. Învăstiții. 4 de... 10 de... Nu am zis bine, da? Și 4 de monede. Unii dintre voi. Pești cu leu. Unul dintre voi a fost într-o... V-am zis, asta e pentru mine casa cartea căsătoriei. Da? Karmice, rigide, în care vă consumați, în care nu ieșiți, da? Multă atracție între voi. Există atracție, există chimie. Însă, trebuie să alegeți. Alegeți stabilitatea voastră sau și financiară și emoțională sau consumul energetic pentru unii. Pentru că la capătul setului de cărți aveți nevoie de creștere. Da? Aveți nevoie de creștere, de dezvoltare. Aveți nevoie de această cupă. Aveți nevoie de emoții. Unul dintre voi este într-o căsnicie, este într-o relație karmică sau chiar dacă nu e căsnicie, poate că sunteți căsătoriți și apare cineva între voi doi. Iar foarte posibil. Și atunci, dacă sunteți căsătoriți, căsătoria în sine apare ca un chin, ca o tradiție pe care trebuie menținută în condițiile în care unul dintre voi începe să se îndrăgostească. Posibil. Dar revin la primul mesaj. Dacă vreți să creșteți, să construiți ceva și să vă vindecați împreună, alegeți stabilitatea. Alegeți stabilitatea. Vedeți unde vă puneți energia și voi și ei. Da. Unii dintre voi trebuie să alegeți între un semn de foc și un semn de pământ. Ok. Acum, peștișor cu fecioară. O dată, de două ori, de trei ori, peștișor cu fecioară.
La distanță trebuie să comunicați. Eventual. Peștișor cu fecioară. O relație la distanță, peste o apă. Pasiune, nu zic că nu este. Însă, la mijloc apare această împărăteasă. Pentru unii poate să fie mama copiilor, cuiva, soția cuiva, la mijloc între voi. Între acest aventuros, mare grijă, unul dintre voi este aventuros, comunică probabil pe internet, da, încearcă să vă cucerească săgețile lui Cupidon, dar nu uitați că la mijloc este o mamă, o soție sau mama copiilor sau eventual, dacă sunteți voi, că e numărul 3 totuși, împărăteasa poate să fie foarte frumos și un pește. Dacă sunteți oameni care ați investit în creșterea voastră, sunteți maturi, evoluați spiritual, simt că sunteți un pic. Așa simt. Unul dintre voi, nu știu exact unde vă găsiți poziția, dar unul dintre voi este evoluat spiritual și nu are nevoie de cavaleri care stau de vorbă și nu mai manifestă nimic stabil, pentru că împărăteasa are nevoie să fie apreciată la justa evaluare. La capătul setului de cărți, da, cineva vrea să vă recucerească judecata. Tot speră că poate să renască ceva. Aici sunteți voi. Voi intuiți că este doar un cavaler. Doar un cavaler care are responsabilități. Undeva în altă parte. Ce ar mai fi să mai simt judecata? Judecați corect. Mai ales că e Mercur retrograd, aveți grijă. Aveți mare, mare grijă. Nu vă aruncați, concentrați-vă pe creșterea voastră, am zis. Pe transformarea voastră. Moartea, judecata, marea preoteasă, concentrați-vă pe asta și mai puțin pe cavalerisme, pe discuții, pe... Da. Cam asta e deocamdată. Cărțile sunt frumoase, dar uneori transmit anumite mesaje în anumite... Da, aș putea să zic că puteți să aveți creștere, dar... Așa am simțit. Peștișor cu balanțe. O dată, de două ori, peștișor cu balanțe, de trei ori. Îndrăgostiții. Regele de monede. Șase de monede. Mare grijă că unul dintre voi vrea să comunice emoțional și celălalt fuge. Fuge de emoții. Posibil mai are o casă. Pentru unii dintre voi mai are un cuplu și voi sta și așteptați la distanță. Trebuie să transformați situația și să mergeți către... Mergeți către 9 de cupe. Îndrăgostiți. Da, sunteți îndrăgostiți unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi e extrem de îndrăgostiți. Poate amândoi sunteți, dar eu cred că doar o persoană mai îndrăgostită decât cealaltă. Există o variantă. Unul dintre voi, cel care e mai îndrăgostit, crede, speră că poate să-și găsească echilibru și financiar și emoțional și sexual împreună cu voi. Și speră să fie cândva soțul vostru. Dar deocamdată mai dă și în stânga și în dreapta până să fie soțul vostru. Pentru că fuge. Fuge de emoții. Chiar dacă e îndrăgostit, fuge de emoții pentru că așa sunt unii oameni care se duc și au aventuri, chiar dacă nu simt nimic pentru personajele respective. Știți bine, mai bine ca mine, da? Alt mesaj ar fi: alegeți, dragii mei, alegeți oameni stabili, nu oameni care vă ții, care nu vă dau cât oferiți voi. Dar, repet, voi oferiți emoții și cineva nici nu vrea să le asculte. Nici nu vrea să le asculte, dragii mei. Că sunteți voi, că e balanță, nu stau acum, încerc să fiu, să dau mesajul cum îl simt și cât pot de sinceră. Cine fuge, fuge. Să-și asume fuga.
dar nu poate să mai spere la ceva stabil în condițiile în care este instabil, da? Este instabil. Unii dintre voi trebuie să alegeți între această situație în care există un dezechilibru, cineva dă și la altă persoană, și financiar, și pasional, și emoțional nu prea cred, pentru că are tendința să fugă de emoții. Deci emoțional nu investește, dar investește altfel, fizic. Însă alegeți ori acest personaj care se poartă așa, ori un personaj care vă dă stabilitate, matur. Aveți nevoie de un om matur lângă voi. Așa că alegeți, dragii mei, fiți maturi. Regele de monede vă poate reprezenta pe voi. Dacă aveți un statut special, profesional, v-ați luat masterele, doctoratele, aveți reușite, aveți niște bani puși deoparte, puteți să fiți și căsătoriți unii dintre voi. Aș fi vrut să zic că cineva își dorește să echilibreze situația, dar cu acest mincinos aici mi-e destul de greu să cred. Mi-e destul de greu că cineva nu vrea să-și deschide sufletul. 4 de monede. Nu vrea. Nu vrea să facă transformarea. Fuge iar. Fuge de transformare. Fuge de transformare. Rămâne într-o vibrație extrem de fizică și blocat mental. Niște programări. Care o fi aici, rămâne de văzut. Deocamdată, așa văd. Dacă luna viitoare se schimbă treaba, o trăi și o vedea, pentru cui mai pasă. Pentru că pe ăștia așa fac. Tot speră, tot speră, tot încearcă să ierte. Ai, uneori chiar n-ai cu cine. Peștișor cu scorpion. Peștișor cu scorpion. O dată, de două ori, de trei ori, asul de bâte, asul de monede, lumea, ce frumos, interesant. Doamne ajută să fie un nou capitol cu cineva care are marcaj în scorpion. Ia uite și scorpionul aici. Atracție maximă. Probabil că unul dintre voi aveți și marcaj, unul în foc, altul în semn de pământ. Există și Saturnul aici pentru mine. Puteți să începeți un nou capitol cu lumea și cu doi ași, puteți să începeți un nou capitol. Acum, ce-o fi? C-o fi soare, c-o fi lună, apare scorpionul, iar apare transformarea. Pentru mine e luna în scorpion aici, 8 de cupe. Cineva trebuie să se transforme, ori în relație cu voi, ori până începeți relația, trebuie să renunțe la cineva. Probabil că scorpionul trebuie să renunțe la cineva. Există multă pasiune. Multă pasiune. Ardeți. Da, ardeți. Dar deocamdată nu este chiar atât de exprimată. Și pentru unii dintre voi aveți, rămâne de văzut ce planete aveți. Aveți și marcaj în Capricorn. Și dacă aveți marcaj în Capricorn... Da, cineva trebuie să lase o legătură karmică în spate, o căsătorie karmică, toxică, cu un egoist, cu un narcisist, în care se simte singur, singură și totuși există multă pasiune între voi, da? Că dacă e Scorpion și Marte, care luna, care orice altceva, da? Multă, multă pasiune. Atracție fizică, dar frumos este să și construiți acest, aveți potențial, rămâne de văzut dacă persoana care trebuie să lase în urmă acea relație karmică va face acest gest, va intra pe transformare și începe să manifestați un nou capitol în viața voastră. Puteți împreună să fiți deasupra lumii într-un fel sau altul, cu lumea. Probabil că sunteți și la distanță, mai mult sau mai puțin. În fine, săgetător cu peștișor cu săgetător, peștișor cu săgetător. O dată, de două ori, uf! Sunt multe. Am văzut îndrăgostiții, iar alegeri, de trei ori. Ok.
Asta. Peștișor cu săgetători. Unul dintre voi are o atitudine așa cam riscantă. Celălalt încearcă să-l tempereze. Frumos ar fi. Unul dintre voi fuge. Ia uite, fuge iar. E și Mercur retrograd, nu v-am balat să începeți nimic. Dacă începeți ceva când e Mercur retrograd, vă garantez că o să eșuați. Asta pentru că am încercat și eu multe proiecte, situații, da? Când e Mercur retrograd, nu încercați nimic nou. Unul dintre voi se simte singur în cuplu, se simte neînțeles, are probleme financiare, ar vrea să riște într-o direcție, dar sfatul este să mai așteptați. Să așteptați și să fiți atenți la monezile pe care le-ați sădit, la ce ați realizat până acum. Nu riscați. În primul rând, nu vă riscați financiar. Am zis, cineva poate să fugă. Să fugă cu nebunul și cu fugăciosul, să fugă de o relație în care există dezechilibru și răceală emoțională, să fugă în preajma voastră, dar voi fiți precauți, așteptați, așteptați, dragii mei, așteptați. În primul rând să treacă Mercur retrograd și vedeți ce alte planete, tranzite mai apar, așteptați o leacă. Peștișori cu, ia să vedem, peștișori cu capricorn. Sper să nu sar nimica, da? Șapte de monedă trebuie să așteptați. Peștișori cu capricorn. Cineva e căsătorit, am văzut în părătea asta o dată. De două ori. De trei. Eremitul, șase de spade, temperanță și voi trebuie să așteptați, ha, ha, ha. Pasiune, atracție, dar ce bucurie este, dar sunteți copii împreună, peștișor cu capricorn, sunteți copii împreună, atracție fizică, originalitate, eventual și trezire a lui, măcar la o altă înțelegere, înțelegerea lucrurilor, puteți avea victorii. Vă umpleți paharele, dacă aveți răbdare. Dacă aveți răbdare și unul și celălalt. În primul rând, răbdare ca celălalt să învețe să-și deschide sufletul. Deocamdată, unul dintre voi este într-o perioadă destul de întunecoasă și trebuie să învețe să lase, să aibă curajul, să lase în spate acest întuneric, să meargă către lumină. Da? Eremitul caută lumina. Lumina este aici, la temperanță. Unul dintre voi, probabil că aveți marcaj în săgetător și sunteți, îi puteți ghida. Sunteți o lumină în calea lor, unul dintre voi. Da? Cei care lucrați cu reiki, cu energiile, s-ar putea să ajutați personajul care e în această perioadă foarte întunecoasă. Repet, sunteți ca un ghid, luna. Da? Luna în noapte, flacăra aceasta, felinarul în noapte și întuneric, aici sunteți voi. Unii dintre voi comunicați cu îngerii și intuiți anumite lucruri, însă celălalt personaj, posibil că aveți momente când există tăcere, există comunicare pasională, alternează, dar, repet, trebuie să vă echilibrați, să aveți răbdare în această situație. Și călătoria aceasta trebuie să arate detașare mentală de un trecut întunecos al unuia dintre voi și nevoia de a călători către lumină. Puteți manifesta ceva deosebit, v-am arătat, puteți. Puteți avea victorie, însă, cu răbdare. Cu răbdare că acest personaj, semnul de pământ, deocamdată e obișnuit să se gândească la bani și de-abia acum această atracție îi ajută să înțeleagă lucrurile dintr-o altă perspectivă spirituală. Cu asul de spade și cu soarele, încep să simtă că legăturile umane sunt mai mult decât strict fizice sau financiare. Peștișor cu vărsători. Peștișor cu vărsători. Oh! Vă
Balanța, turnul, niște argumente, ești conversator. Asta e și au venit, așa au venit. Da. Răbdare, vindecați-vă și învățați să sperați, că trebuie pute speră, vede lucrurile în viitor. În momentul în care vă eliberați și vă echilibrați de această situație foarte ciudată, puteți manifesta alte lucruri care vă aduc stabilitate. Justiție. Peștișor cu vărsători. Niște situații în tribunal? Niște situații care țin de justiție? Sau o situație nedreaptă? Și din cauza acestei nedreptăți, zic nedreaptă, pentru că apare 5 de spade, apare un triunghi. Acum, ce relație? Poate sunteți membri de familie, dar nu neapărat iubiți. Da? Pești cu vărsător. Da? Apar niște argumente aici. Niște certuri, niște jocuri mentale, adică o nedreptate. Trebuie aceasta, și din cauza acestei nedreptăți apare turnul, o separare. Construcția aceasta poate să fie relația dintre voi, poate să fie o prietenie, poate să fie, repet, un membru din familia voastră. Niște situații care țin de împărțire, de chestiuni care țin de imobiliare. Că vă justiția și turnul. Trebuie să împărțiți ceva și atunci vă certați. Vindecați-vă și aveți răbdare. Temperați-vă. Ca să nu vă lăsați atrași de această energie toxică. Să vă păstrați echilibru. Peștișori. Cu peștișori. Peștișori cu peștișori. Ia să vedem. Odată. De două ori, de trei ori, peștișori cu peștișori. Ok, ăsta vreau să se arate. Și ăsta. Iar apar îndrăgostiți asta pentru că reprezintă gemenii. Gemenii sunt guvernați de Mercur și intrăm, deja avem Mercur retrograd, nu? Deja avem. Peștișori cu peștișori, aici sunt peștișorii. Stagnați într-o situație. Sau ați stagnat. Nu o să ai stagnare. Cred că unii dintre voi sunteți la serviciu și acolo comunicați. Peștișori cu peștișori. Și comunicând descoperiți că vă completați, evident. Depinde și de sinastria voastră. Teoretic ar trebui să funcționați bine împreună, dar aveți nevoie de un pic de pasiune și de energie pământeană. Puteți să creșteți, să colaborați. Eu simt că e o colaborare la locul de muncă. Dacă e vorba de o colaborare la locul de muncă, aveți posibilitatea să creșteți împreună, ca și colaborator, pentru că îndrăgostiți înseamnă și colaborator. Aici văd pe cineva care lucrează, da? Puteți să aveți creștere cu aceste săgeți în sus. Probabil mai spre perioada săgetătorului, dacă lucrați împreună. Și dacă învățați să aveți o nouă viziune asupra potențialelor. De exemplu, dacă e vorba de un proiect, acum așa simt să vă transmit mesajul, spânjuratul ăsta legat, proiectul respectiv, teoretic, se poate manifesta dacă aveți un anume tip de instrumente. Aveți mai puține decât de obicei, dar găsiți soluțiile. De multe ori mai puține instrumente pot să vă provoace la creativitate. Asta pentru că aveți un cavaler de pute. Dar mare grijă că unul dintre voi are tendința să fie mai aventuros. Și în spate are pe cineva foarte, foarte gelos. Ce mai simt? Peștișori cu peștișori. Comunicați. Asta simt. Comunicați. Însă, alegeți ce vreți să manifestați. Dacă vreți să manifestați creșterea, probabil că trebuie să așteptați, să aveți grijă, da? Să aveți grijă, să fiți precauți. Da, dacă vreți să alegeți creșterea, colaborarea aceasta... Oh, se vede? Nu se vede? Ok, da? Am schimbat un pic pozițiile ca să vedeți și voi. Dacă vreți să aveți creștere, trebuie să aveți, să alegeți ca lumea comunicarea pe care o manifestați. Deocamdată atât. Vă rog frumos, transmiteți-mi ce a rezonat cu voi
Știu că mesajele sunt extrem de scurte, dar asta e. Mai mult de atâta nu se poate, cel puțin acum. Este toamnă, avem foarte multe de făcut și, în primul rând, trebuie să ne ocupăm și de sănătatea noastră, cel puțin eu, și sper și voi, de sănătatea noastră, de echilibrul nostru, pentru că vin vremuri grele și noi trebuie să fim în echilibru. De-aia v-am rugat și insist, nu vă mai consumați în relații care nu cresc, pentru că vă consumați energia și acum cu ce se întâmplă la nivel mondial și ce se va întâmpla, voi trebuie să fiți puternici. Păstrați-vă energia pentru voi. Vă pup, vă iubesc, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!